Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof. Online. Începem și familia de pe treaba. Suntem în întârziere. Clasa A, 5-a. Te-ai luat pentru acasă clasa A, 5-a? Asta e scrisul lui... Darius. Darius. Plecat. N-am putut să-l ajung. Anunț, asta e. Așa. Calculați. 3% din 4800. 3% din 4800. Deci 3% din 4800. Ce înseamnă 3%? Păi... E 3 supra 100. Da. Și să facem... 100 mulțit cu numărul ăsta. Da. Deci 3% din 4800 echivale. Va spune că 3 pe 100 înmulți cu 4800. Deci 3 pe 100 înmulți cu 4800. Da, și acum... Simplificăm prin 100, 2 zerouri și face 3 ori 24, 3 ori 4, 12 și cu 2, 14. 144. Deci, la 100, 3. La altă 100, 3. La altă 100, 3. Și la fiecare sută de 4000, de 400, de 48 de ori, înseamnă 144. Așa trebuie să înțelegi. Deci 3% înseamnă, dintr-o sută de lei, iei 3. Din următoarea sută, iar 3. Și tot așa, 3, 3, 3 la fiecare sută, în total, din 4800, se adună 144 de lei. Asta înseamnă 3%. Da? Deci așa trebuie să înțelegi fenomenul. Da, în sine. Te rog, altceva? 15% din 300. 15% din, vorbește tu acum, din 300, nu? Da. Egal cu, echivalent, cu a zice că... 15 pe 100. Da. Ori 300. Ori 300. Acum 100 și cu 300 se simplifică. Da. Și jos să rămâne 2. 1. 1. Sine 5 pe 3. Ai 15. Ori 3, nu? A, da. Că aici, simplificând prin 100, a rămas 3, simplu. Iar ta ai 20 repede. Da. Da? Și face cât? 3 ori 5, 15, 3 ori 1, 3 și 1, 45. Deci, 15% din 300 înseamnă 45. Mergem mai departe. Uite cât de ușor este. La 115, la următoarea 100 încă 15, la următoarea 100 încă 15, de 3 ori 15 fac 45. Da. Asta înseamnă 15%. Deci trebuie să înțelegi mecanismul ca să fie pe înțelesul tău. Bine, mergem mai departe. Calculați 20% din 180 plus 45%. 20% din 180. Din 180. Plus 45% din 240. Egal cu. Păi 20% din 20 pe 100. Da, înmulțit cu. 180. Așa, plus. 45 pe 100. Da. Ori 240. 240. Și egal mai departe cu lucrarea. Uite, un 0 de aici, un 0 de aici, un 0 de aici, un 0 de aici, ca să meargă repede. Ca asta înseamnă. Da. Din coace. Un 0 de aici. Atât. Și atât, da. Acum, 10 cu 45 printr-un 5. 5. Și face cât? 9. 9 și 45. 10 împărțit la 5, 2. Da? 2 ăsta cu 24. 2 în 2 odată, 2 în 4 de 2 ori. Deci este egal cu? 2 ori rămas aici, da? Da. 2 ori 18. Și ne dă 2. 36. 2 ori 8, 16. 2 ori 1, 2 și 1, 3. Nu? 36. Plus? Plus 5 cu 2, 7. De unde 5 cu 2? Nu, nu. E... 9 ori 12. Da.
Și vine nor 2, 18. 18. Nor 1, 9. 9 și cu 1, 10. 10. Și egal cu 180 cu 3, 6 face? 6 și cu 8, 14. 14 și 4. 4. 144. 144. Alt lucru, te rog. 3% din 2100. 3% din 2100. 2100. Egal cu, atât? 3, da. Egal cu? 3 pe 100. Da. Ori 2100. Da. Acum se simplifică un 0 de acolo și un 20. Da. Și rămâne 3 ori 21. Adică 3 ori 1, 3, 3 ori 2, 6. 63. Următorul. În calculație, 10% din 450. 10% din 450 egal cu, vorbește? Nu, plus, în continuare. Ah, plus, da. Plus 13% din 2500. Din 2500. Ori 2500 de acum. Știi ce? Minus 75% din 24. Ori 24. 75%, da? Da. Din 24. Și calcul. Acum 10 pe 100. 10 supra 100, ori? Ori 450. Da. Plus 13 pe 100, ori 2500. Minus 75 pe 100. Da. Ori 24. Ori 24. Egal mai departe, vorbim. Alo? Bună ziua! Eu sunt într-o lecție... Sunt într-o lecție de matematică, sunt într-o lecție de matematică, sunt în direct acum la profesorul meu de TV și nu pot vorbi, după ora 10. Bine, la revedere. Da. Și iar un 0 de la 10. Corect. 2 de 0 la următorul. Aici 2 de 0 la 100. Și atât. Atât. A 75 sunt și 60 de câte se poate. Dintr-un 5 deocamdată. Da. Chiar prin 25. Și face 3 sus. De 3 ori când 25 fac 75. Și de 4 ori când 25 face 100. 4 ăsta cu 24 merge iarăși și merge chiar prin 4 și rămâne 6 sus și 1 jos. 6 ori 4, 24, nu? Da. Și egal acum cum? Acum, 45 plus 13 ori 25. Ia te rog să mulțumesc 13 ori 25. 5 ori 3, 15, 5 și 1. 5 ori 1, 5. Da. 2 ori 3, 6. Ai zis 5 ori 1, 5. Și cu 1, 6 ar fi trebuit, nu? Ai zis 25 ori 13, nu? Da. 3 ori 5, 15. 3 ori 2, 6 și 1, 7. 1 ori 5, 5. 1 ori 2, 2. 5, 2, 3. 325. Da? 325. Deci plus 325. Minus 6 ori 3. 18. 18. Și egal cu? 5 cu 50, 0, 4 și cu 2, 6 și cu 1, 7, da. 370 minus 18 și egal cu 370 minus 18 face cam cât? 352. 352. Da, 352. Și cu asta am calculat și asta. Mergem mai departe. Aflați pe x. X supra 9. Aflați pe x, da? Și acum x supra 9. X supra 9 din 360 este 200. Din cât? Din 360. Egal cu 200. Echivalent cu? Păi,
X pe 9 ori 360, ca asta înseamnă, nu? Da. X pe 9 ori. Ori 360 egal cu 200. Da. Și acum lucrăm acolo să vedem cât facem calculul ăla. Păi mulțirea aceea. Înainte de a face mulțirea, știți, trebuie să facem simplificările. Iată, prin 9 merge de dată, 9 între 6 de 4 ori, 40. Și avem ca rezultat x-uri. Egal cu 200. X ori 40 egal cu 200, de unde X va fi egal cu? Este egal cu 200 împărțit la 40. Da. Și X egal cu 40. X va fi egal cu 40. Deci avem în final X egal cu 40. X egal cu cine? Ai zis cu 200. Da. 200 împărțit la? 40. La 40, cât faci? 40. E, nu faci 40. Păi... Cât vine? 5. Da, 5. 5 ori 40, fac 5 ori 4, 20, 200. Deci, asta e. Așa, acum 5 pe X din 80 este egal cu 100. 5 pe X. Din 80. 5 supra X. Din... 80 egal cu? 100. 100. Echivalent, va spune că... 5 pe X ori 80 este egal cu 100. Egal cu 100. Acum, X, facem simplificările. 5, 80. Deci, cum vine acolo? Mulțim. Poți fi 80 pe 1, zicem mai aici, nu? Da. 5 ori 80 supra x ori 1. Așa vine, nu? Da. Deci echivalent, poate spune 5 ori 80 supra x ori 1 egal cu 100. Echivalent cu? 5 ori 80 cât face? 400. 5 ori, da, 400 supra x, da, egal cu 100. 400 supra x egal cu 100. Și le inversăm, că și inversele sunt egale. Deci echivalentul a spune că x supra 400, da, x supra 400, cu 1 supra 100. Că întoarcem ambele, da? Da? Întoarcem. Egal cu 1 supra 100. Și acum amplificăm cu 4 pe cea de-a doua, ca să avem aceeași numitor. Și apare că x supra 100, x supra 400, egal cu 4 supra 400. Am amplificat fracția a doua cu 4, ca să avem la numitor tot 400. Da? Deci x supra 400, egal cu 4 supra 400. Și acum cele două fracții la aceeași numitor, deci x-ul egal cu cât? Cu 4. Deci eu de X egal cu 4 și termina de X. Mai ne uităm o dată. Cum am gândit? 400 supra X egal cu 100 supra 1. Ai înțeles ca o noutate. Putem întoarce sau la o fracție produsul ăstora așa egal cu ăsta. Vă spus așa la clasă. Produsul mezilor egal cu produsul extremilor. Deci puteam să zic de aici așa. 400 ori 1. 400 ori 1, hai să scriem și așa, 400 ori 1, egal cu 100 ori X. Da? De unde rezultă că X-ul va fi egal cu 400 împărțit la 100. 400 împărțit la 100, care înseamnă 4. Sau, tot la clasă, mai am arătat cu un termen egal cu produsul ăstor 2, împărțit la celălalt. Ăsta ori ăsta împărțit la ăsta. Deci x-ul de aici putea să fie scris așa, x egal cu 400 ori 1, 400 ori 1, supra 100. Și simplificăm prin 100 și face 4. Deci la aceeași rezultat am ajuns. Nu? Am făcut diverse manevre. Important este că ajungem la același rezultat. Altceva?
se scrie pe la sută din 340 este egal cu 17. Deci P la sută din 340. Da. Egal cu 17. Deci eliminați numărul natural P. Așa. Echivalent cu. Păi P la 100 că zice P supra 100, nu? Da. Deci P supra 100. P supra 100 ori 340. Și este egal cu 16. Echivalent cu. Acum se simplifică un 0, sigur că da. Se rămâne P ori 34 supra 10. Egal cu 34, nu? Da. 34. Cu 17. Cu 17, da? Da, foarte bine, 17. Și pot să spun 17 supra 1, nu? Da. Echivalent cu? Acum, dacă o simplificăm, o amplificăm pe a doua, nu, hai să zicem, ăsta de aici egal cu ăsta ori ăsta împărțit la ăsta. Un termen oarecare, dintr-o proporție, egal cu produsul ăstor 2 împărțit la al treilea. Da? Deci P ori 34 egal cu 10 ori 17 supra 1. Supra 1, nu are rost, nu? Da. Echivalent cu P ori 34 egal cu 170. Așa vine, nu? Da. Și acum P va fi egal cu 170 împărțit la 34. Ia să vedem dacă merge. P egal cu, putem scrie ca fracție 170 pe supra 34, nu? Putem scrie și așa. Cred că se împarte exact, ia băie, sunt împărțirea asta, dacă mergi. Așa, după mine, cred că s-ar împărți exact. Ce părere? Da. Cât de dat? 5. Ia să facem un calcul. 5 ori 30 ar fi 150. Da, e bine. Pe 4 ori 5, 20. Perfect. 5. Vezi? Deci, am mai discutat noi. Pacient, dacă spunea că îți dă 10, iar o prostie. Dacă spunea 7, iar și deci, trebuie să anticipăm rezultatul. Să fim cât mai aproape, ca nu cumva să trec o greșeală. Te rog, următorul. Determinat. Cât la sută din 360 este 90? Cât la sută? Păi nu știi, P la sută. Da? Da. Cât la sută? Nu știi cât. Deci P la sută din 360 este egal cu 90. Deci P la sută din 360 egal cu 90. Asta este. P-ul P trebuie găsit, nu? Da. Acum P supra 100 ori 360, da, este egal cu 90. Așa. Acum se simplifică în 0. Da. Și rămâne P ori 36 supra 10 egal cu 90. 90 pe 1. Acum P ori 36 este egal cu 10 ori 90 împărțit la 10 ori 90, da? Acum P ori 36 este egal cu 900, da, și P este egal cu 900 împărțit la 36. Ia să vedem câte astea.
Nu, suntem părți la 36. Bine, egalul 900, împărțit la 36 și merge de două ori, da, de două ori, 72, 8, 180, cam de 5 ori. 5 ori 6, 30, 5 ori 30 pe 3, 18, mai perfect, 25. P egal cu 25. Da? Deci P-ul egal cu 25, iată, am aflat. Următorul. Un frigider costă 880 de lei. Prețul lui se reduce cu 5%. Deci o costă 80 de lei, da? 880. 880. Mă ia cu 80 de lei. E? Așa mă mergeam și eu să cumpăr acum. Prețul deci, lui da. Se reduce cu 5%. Puncte puncte se reduce cu 5%, da. Cât va costa frigiderul după reducere? Cum facem? Păi, 5 la 5 supra 100 din 880. Așa, 5 supra 100 ori 880 egal cu 0 s-o dus la dată. Și rămâne 5 ori 88 supra 10. Da, și face? 5 ori 40, 5 ori 40, 440 supra 10. Intră un 0 și face 44. Ce reprezintă 44? Reducerea. Și ca să vedem cât costă acum? Păi facem 880 minus 44. Sigur că da. Deci ca să vedem noul preț. Deci noul preț. Două înseamnă 880 minus 44. Și face 4 din 10, 6. 4 din 7, 3. 836 de lei costă, costă frigiderul după reducere. Reducere deci, vezi? Continuă. Da, ei, totuși este 44 de lei, nu? Da. Ce s-a întâmplat? Am aflat mai întâi cât reprezintă reducerea și până a scăzut din preț. Cât e noul preț, da? Mai departe. Hai să mai lucrăm și ceva acolo, să mai vedem niște lucruri interesante acolo. Astea le-am avut, e 14 Hai să lucrăm câteva probleme, da? Deci, o tonă de benzină costă 550 lei. 550 lei pe tonă. Prețul se mărește cu 5%. Prețul se mărește cu 5%. Cât va costa tona de benzină după scumpire? Păi, 5 pe 100. Da. Deci facem să vedem cât trebuie de 5% mărirea. Deci 5 supra 100. 5 50. Da. Este egal cu, se simplifică, da. Și 5 ori 55 supra 10. 5 ori 55 supra 10. Acum 5 ori 55 ori 5 ori 275 ori 275 supra 10. 200 cât? 275 supra 10 egal cu 27,5, nu? Da. Știm, știm șmecherile astea, 27,5. Asta e cu cât crește, da? Cu cât crește prețul benzinei. Da. Și... acum, ca să vedem cât, care va fi prețul tonei de benzină,
Adăugăm la fostul 550. Da. Noul preț. +27,5 egal cu, ia domnul tu repede. Are? 803. Cum ai făcut tu adunarea? Păi... La 550. 550 plus, aici e virgula, nu? Da. Și 0 ori câte vrei poți să pui. Plus 27, să pune virgulă sub virgulă. 27,5. Deci, atenție! Nu adunăm mere cu peri. Am adunat sutele cu zecile. Da? Atenție multe. Deci, 5 cu 0, 5, 7, 7, 5. 577,5. Da? La 550 îi pun încă 27, e bine. 557,5. Asta e nouă preț al tonei de motorină sau de benzină. În clasa a 5-a, o altă problemă. În clasa a 5-a sunt 25 de elevi, dintre care 20 sunt băieți. Deci, 25 de elevi, fete, dacă băieții sunt 20, fetele sunt 5, nu? 5 fete și 20 băieți. 5 fete și 20 de băieți. Calculați procentul de băieți din clasă. Calculați în două moduri procentul de fete din clasă. Păi, ar veni 20. Deci știu, nu știu procentul. Pe la sută nu știu. Da. Din 25. Pe la 100 din 25 egal cu 20. Asta e relația. Deci pe la 100, ca așa zic, procentul băieților calculați. Da. Și zice, pe la 100 din 25 egal cu 20. Deci va răspuns. Și lucrăm acum. Hai, asta e simplu. Acum lucrează tu. Acum. Pe supra 100 vorbește. Vorbește ca asta. Ori 25 egal da. Cu 20. Da. Acum... P supra 100, nu? Da. Din 25 egal cu 20. Echivalent cu... Ce facem? 25 putem scrie ca supra 25. Dar mulțim. P ori 25 sau 100 ori 1. Da. Deci P ori 25. Supra 100 egal cu 20. 25 cu 100 simplificăm prin 25 și 4 jos. Și sus 1. P ori 1 face P. Deci echivalent va spune că P vorbește. 25. Păi nu mai este ori 25, că am simplificat. Prin 25 am simplificat, da? Și vine P ori 1 P. P supra 4. Egal cu 20. Acum... P va fi egal cu... P egal cu 20 împărțit la 4. Ori 4. Ori 4. Deci știi că e ăsta, e cam pe ăsta, ori ăsta împărțit la 1. Face 80, da? Egal cu 80. Deci care este procentul de băieți? 80%. Deci e destul de bun procentul de băieților. Iar până la 100% ar fi fetele. Da. Fetele cât ar fi? De la 80? 300. Nu. Cât ar fi fetele? De la 80 până la 100? Clasa toată înseamnă 100%. Toată clasa era de 25. Da. Fiindcă 20 sunt băieții, înseamnă că 80%.
Adică 20%. E completarea până la 80. Da. Cu alte cuvinte, dacă vrem să aflăm, în două moduri se poate afla. Fie că scădem din procentul de 100% pe 80%, da? Deci din 100%, 100% numărul de elevi din clasă, 100% reprezintă numărul de elevi din clasă. Deci din 100%, 100% scădem pe 20, pe 80%, 80% egal cu 20% fete. 20% fete. De fapt, ar fi fost așa, 100 supra 100, nu așa facem? 100 supra 100, minus 80 supra 100, egal cu 20 supra 100. Ăsta ar fi un mod de lucru. Celălalt mod de lucru ar fi fost așa, pe la 100 din 25, metoda a doua, că se face pe două metode. Pe la 100 din 25 egal cu 5. Că spune că sunt 5 fete. Și acum zicem, pe supra 100, vorbește tu. Pe supra 100, ori 25, egal cu 5. Da. Acum, simplific, de fapt, deci, pe supra 100, 5, cum era acolo? Ai zis, pe supra 100, nu? 100 din 25, ori 25, egal cu 5. Simplificăm pe 25 da. Și rămâne jos 4, echivalent cu. Acum, pe ori 4. Deci, ori 4. Pe 4 e jos. Pe supra 4. Egal cu 5. Deci ai P supra 4 egal cu 5 supra 1, nu? Da. De unde rezultă că P va fi egal cu? P va fi egal cu 5. Păi hai că e un termen la... Nu. E ăsta ori ăsta împărțit la ăsta. Deci un termen, uite-te, ca să nu mai... P ori 1. P egal cu 4. P ori 1 egal 4 ori 5 ar fi. Da. Dar deodată P va fi 4 ori 5 împărțit la 1. Scrie, te rog, așa, 4 ori 5 împărțit la 1 ca să nu mai greșești. Și cât face? P egal cu 20. P egal cu 20. Și pe asta am... Este același răspuns, ai văzut, nu? Da. Și într-un mod și în celălalt. Fie că am scăzut din 100% pe 80 băieții. Fie că am calculat pe la 100 din toată clasa și egal cu 5, am ajuns că fetele reprezintă, fie într-un mod lucrând, fie în celălaltul, 20%. Deci, în clasa respectivă, din cele 25 de elevi, faptul că erau 20 băieții și 5 fetele, 5 fete, înseamnă că băieții sunt 20%, iar fetele sunt doar... Băieții sunt 80, iar fetele sunt 20%, da? Da. E de așteptat că, iată, de 4 ori câte 20 fac 80. De 4 ori câte 5 fete, 5 fete sunt, 4 ori 5, 20 băieți. Deci, băieții sunt de 4 ori mai mulți decât fetele. Băieții sunt de 4 ori. Și la procentaj este același lucru, nu? Tot așa. P-ul acela la băieții de 4 ori mai mare decât la fete. Ne ce să facem altă ieșiță? Pe un teren agricol cu suprafața de 1600 hectare s-a cultivat grâu 3 optim din toată suprafața, legume 40% din toată suprafața, dar prezentul floarea soarelui. Calculați în hectare cât s-a cultivat cu grâu, cât cu floarea soarelui. Deci, toată suprafața, suprafața este 1600 hectare. Din acest 1600, 3 optimi din toată suprafața
greu. 3 pe 8 din yes, greu. Da? Deci cu greu. Legume 40 din toată suprafața. 40% din yes, legume. Iar restul, fără soarne. Rest, până la toată suprafața, cu floarea soarne. Floarea soarne. Să aflăm cât s-au cultivat cu... cât s-au cultivat cu grâu, cât cu legume și ce s-au cultivat cu floarea soarne. Da, deci 3 pe 8 din 1600 înseamnă, de fapt, 3 ori 8. Da, 3 pe 8 ori 1600, ai zis bine. Și 8 ori 16 merge prin 8, 200. Da. Și vine 3 ori 200, înseamnă 600 de hectare. 600 de hectare cu grâu, nu? Bun. Greu am aflat. 40% din ies e legume. Adică 40 supra 100. Ori 1600. Da. Și se simplifică 2 de 0. Da. Și rămâne 40. Ori 16. Ori 16 supra... Supra 1, nu? Da. 4 16, hai să vedem, 4 6 24, 4 4 și cu 2 6, 640, mai este un 0 de aici. Da. 640 hectare cu ce? Cu legume. Iar restul cu floarea soarelui. Păi dacă este 600 plus 640, le adunăm, nu? Da. 600 plus 640 egal cu 1240 hectare la un loc. Da. Grâu și legume. Și legume. Și acum, ca să vedem și cât... acum, 1600 minus... Exact, 1600 minus... minus 1240. Egal cu 0... 4 din 10, 6. 2 din 5. 2 din 5, 3. Și nimic. 360 hectare cu floarea soarelui. Vezi? Destul de interesant. Se pot face probleme frumoase. Dacă știm ce înseamnă să calculeze o fracție dintr-un... dintr-o anumită cantitate și procentul dintr-o anumită cantitate. Deci e o treabă simplă. Vedem altă problemă, să vedem. Un atlas costă 50 de lei. Cât ar costa atlasul dacă s-ar ieftini cu 20%? Deci, el costă inițial 50 de lei. 50 lei. Cât ar costa dacă s-ar ieftini cu 20? Cât ar costa dacă s-ar ieftini? Dacă s-ar ieftini? Ieftini cu 20%. Cât s-ar costa dacă s-ar ieftini cu 20%? Păi facem 20 pe 100. Așa. Din 50. 20 pe 100 din 50. Și este echivalent cu
20 pe 100, ori 50. Da, 0, 0, 0, 0, ca să fie. Da, 50 lei. Deci s-ar ieftini cu 10 lei. Și cât va costa după ieftinire? Păi 50. Da, prețul nou. 50 minus 10 egal 40 lei. Simplu, da? Foarte simplu, dacă am ghicit. Vezi, se face partea aceea de pregătire. Ce înseamnă procentul dintr-un număr, ce înseamnă ca îndată când trecem la probleme practice, să nu avem greutăți. Da, o luăm ușor. Ne ducem la 3 stele. Păi da, că zic și eu că îți venit din, de pe drum, n-am, așa. Că, zice așa, la un spectacol s-au vândut 3300 bilete. 3300 bilete. De trei categorii. Bilete de trei categorii. 20%, 20% cu prețul de 12 lei. Deci 20% din bilete, din ele, cu prețul de 12 lei. Cu 12 lei biletul pe bucată. 43% cu prețul de 10 lei. 43% cu 10 lei. 10 lei. Iar restul cu 7 lei. Restul cu 7 lei. Cât s-a cât cred că asta vrea să trebuie. Calculat suma totală. La primul este 20 pe 100 ori 3300. Deci prima categorie 20 pe 100. 100 din 3300. Sau ori 3300. Ori 3300 de dată, da, foarte bine, ai zis. 20 ori 20 ori. Și face... 20 ori 33. Da. 3 ori 2, 6. 3 ori 2, 6 și cu 0 ori acela. 660 bilete. Da. Bilete de cât? De 12 lei, da? Da. Apoi, de a doua categorie. 43 pe 100, ori 3300, da, mă. Este egal cu, se simplifică 2 de 0 și rămâne 43 ori 33 supra nimic. Da, să mulțim 43 cu 33. 3 ori 3, 9, 3 ori 4, 12. 3 ori 3, 9, 3 ori 4, 12. 1, 1419, 1419 bilete, bilete de 10 lei, da? Mai multă lume s-a făcut la alea cu 10 lei. Și acum, ca să vedem câte au mai rămas, păi scădem din 3300, nu? Le adunăm mai întâi, hai să zicem. 1419 660 egal cu 9, da. 7, da. 4, deci 9, 10, 7, 0, da, și 2. 2. 2074 în total. Da. Și acum din 3300 minus 2079, da? Da, și vine 1. 9 din 10, 1. O rămas 7 9. Din 9, 2. 3, 2. Ah, 2. 2, ca da. Să mutat. Și 3. 3. Nu, 3, 2 din 3, 1.
2 din 3, 1. Da. Și 1221 de bilet, de bilete de cu 7 lei. Și ca să vedem suma totală, nu avem decât să mulțim 660 cu 12, 1419 cu 10. Deci da. Suma totală yes, va fi egală cu 660 ori, da, ori 12, nu? Da. Plus? Plus 1419 ori 10, plus 1221 ori 7. 1221 ori 7. Și egal, te rog să mulțești tu, să calculezi suma totală, eu să ștept tabla și să continuăm cu alte probleme. Cât ți-a dat? 4 mulțirea cu 10. Îmi place cel mai rapid. Bine. Bine, am și făcut-o. Deci, 14.190. Plus. 7 ori. 7 ori. 15. Am făcut-o și pe asta cu 7 și m-am pe cea cu 12, 660. Da, eu sunt. Părinte. Vă rog, părinte. Sunt chiar într-o lecție acum. Sunt chiar într-o lecție la Prof Online TV. Sunt în direct. Uitați, faci așa, părinte. Părinte, faceți așa. Tastați pe Google Prof Online. Da. Sunteți cumva în fața calculatorului? Vă rog, deci tastați Proful Online. Așa. Apare link-ul meu acolo. Proful Online, profesor Ioan Ursu, Google, nu știu ce, câte numărul de telefon. Link-ul acela. Scris cu albastru, da. Da, clic și intrați în pagina mea. Așa, și acolo prima e video apicultură. Deci când ați dat click, ați intrat în... Atunci aștept un pic, aștept un pic și se încarcă și să... Da, un pic mai jos video matematică.
Și vă interesează, vă interesează matematica, bănesc acum, da? Așa. Așa, da, da. Ei, asta e viața, știi, cu părintele. Așa, atunci intrați în primul capitol aceea, mai sus, video apicultură. Să dați click acolo și deschide o altă pagină, găsiți toate informațiile absolut, tot despre nou model, toată povestea. Mă bucă mult. Așa. Da. 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 Da, da, da. 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 Părinte, haideți să vă zic că în momentul ăsta sunt în direct, vă spuneam la Prof Online TV, este un Prof Online TV acolo și sunt la o clasă de a 5-a, lucrez acum. Așa că... Da, și mai stăm de vorbă altă dată. După ora 10. După ora 10 când ies de la lecții. Până la 10 sunt... Da? Bine. Vreau să vă felicit și pentru lecțiile de matematică. Foarte multe comentarii pozitive, dar vorbim după ora 10. Da, da. Cu drag, cu drag vă aștept. Mă rog, pe tine astăzi, Dumnezeu să vă dărească sănătate și putere și să știți că minunate lucruri faceți pentru copii, ca faceți pe gratis. Sunteți atunci și ajutați la matematică. Face Dumnezeu. Nu, urca, nu uitați să vă rugați pentru mine. Asta este lucrul cel mai important. Mă bucur mult. Da. Bun, mulțumesc, părinte. Doamne ajută. Doamne ajută. Bine, așa facem. Mulțumesc mult. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc. De profesor de la o facultate la Buș, nu știu, Turda. În sfârșit, hai să vedem povestea noastră. Deci suntem aici, am zis aici că face 5, 10, unul l-am avut, 15, 16, apoi 8 cu 4, 12, 13 care l-am adus și cu 7, 0, 2. 20.657. Așa? E bine sau am greșit? Ții câți ala? Tot așa. Da? 20.657. Asta este rezultatul. Asta e suma pe care o obținut-o de pe biletele acestea. Da? Cei care au vândut. Bun. Mai departe. Calculați. Calculați. 15% din paranteză 20% din 14% așa, din 380.000. 380.000. Asta se face. Păi din e mulțit, că am învățat chestia asta, nu? Ne descurcăm repede, știi ce? Egal cu... Pe 100. 15 pe 100. Ori. 20 pe 100. Ori.
Trei zero de aici, unul de aici, nu? Da. Ca să ne fie treaba ușoară. Și 15 ori 2 fac 30. 10 supra 10 rămâne 3. Deci din toată chestia asta rămâne un 3. Și acum ar veni 3 ori 14 ori 38. Deci egal cu 3 ori 14 ori 38. Și egal cu 4. Hai să mulțim. 14 ori 3. 3 ori 4. 13 ori 4 ori 38. Și egal cu 42 ori 38. Și rău să facem mulțimea. Ce faci acolo? 1516, da? Da. 1516. Eu merg pe Marta. Așa, cu aproximație, am zis că 4 ori 4 ori face 1600. E bine. Deci, pare să fie 2 ori 16. Prima și ultima cifră controlată, păstea două, 5 și 1, nu mai știu eu. Da? Da? Eu cred că este bine. Să vedem, zice... E la 7 stele sau 3? Nu, mă uite, mi-e... Dar ea ta ție mie cu legerea. Am scăpat-o, mâna mea, ai scăpat. No. Băi, tu vrei neapărat să facem una? Da. Tu să mă uit dacă m-am timp. Da, aveți, vă spun eu, lăsați timpul. Încă nu aveți. Ești 31. Uite-te tu, uite-te pe telefonul tău. Da. Vezi? Știi, rămâne să facem problema asta. La data viitoare prind. Sigur. N-am control pentru că... S-au păcat cu legera în mâna mea, nu asta. Am mâna mea. Așa. Hai să facem acum sinteza. Da? Sinteza. Oare ce-am... gândit noi ce am făcut aici, lasă. Păi, astăzi? Am făcut procente. Da, procente, da? Da, procente. Și anume, de fapt, calcularea procentului dintr-un număr, da. Nu? Calcularea. Calcularea procentului dintr-un număr. Deci, de număr, îl pas 30% da. Din el. Altădată, știam procentul și aflam numărul. Da? Altă problemă a fost, știm valoarea procentului și aflați numărul. Știm valoarea procentului și am aflat numărul. Știm numărul, știm procentul și aflăm valoarea și am aflat procentul. Am avut 6, da? Știm știm valoarea. Valoarea procentului și aflați
număr. Da, și aflați. Așa. La revedere, dragilor, pe curând.